Elena, gata, te-ai pregătit pentru tripul un călător. De unde sunteți voi? Alba Iulia. De la Alba Iulia? Și la Paralia de cât timp veniți? 4 ani. De 4 ani deja, în fiecare vară? Da. Mamă, și astăzi a venit timpul să facem un trip cu un călător. Să vă duc într-un loc în care i-aș duce pe toți oamenii care vin în Paralia Caterinii. Da. Și vezi acolo unde scrie Thessaloniki și după aia mai jos scrie Makrigelos. Spre Makrigelos mergem noi acum. Unde-i Drăgușelul? Tot acolo la Hristo? Ești gata, Liviu? Drăgușelu, continuăm excursia mai departe, da? Ai văzut ce fain e aici? Portul. Wow. Asta este, să-ți explic. Aici astea, toate bărcile astea, sunt pentru cules scoici, midi. Ai văzut vreodată cum crezi rodile? Niciodată în viața mea. Serios? Sau rodi, Elena, Elena, rodi. Ai văzut vreodată cum crezi rodi? No. Wow, unde l-am adus pe Drăguș și Bibușca? Într-unul dintre locurile noastre favorite? O căzut pe jos. Ia uite-l, fraților, aici suntem. Vezi? Ia uite, foarte frumos. Interesant. Și foarte interesant. Bravo. Maslinuțe. Gata, acum ne continuăm excursia noastră. Foarte interesant. Vezi, bă? Tot ce-ți trebuie, bă. Jur dacă îți trebuie mai mult. Îți face o bucătărie, pac, frumos. Summer time, pentru vară. Da. Nu? O, oh, Drăgușelu! Bună ziua! Wow, ce frumos! Ia uite câte îs și cred că și încă nu-s bune. Uite, vezi? Pe uite, live! Dar uite câte sunt! Foarte multe! Putem să furăm vreo... Dar nu-s bune încă! Nu-s bune, între peste vreo lună! Astea sunt ca și rodile! Wow. În noiembrie să fac, octombrie, noiembrie! Foarte, foarte, foarte multe! Vezi? Da! Cât e de frumos! Elena, uite-te, bă, ăsta e Makrigelos! Uite ce frumos să tuc! Drăgușicu! Da, așa! Gata, fraților, asta e o nouă oprire și acum imediat ajungem la destinația noastră. Liviu, ți-ai luat țigări, bă? Da, noile Carpați de Grecia. Ce țigări ți-ai luat? Grecia antică. Carelia, bă? Carelia, da. Așa smărășești, bă, de la România, bă. Uite pe copac acolo. Foarte vezi? Frumos, interesant. Da. Cortul ăsta o să fie pentru totdeauna aici. Ce fain ori făcut. Astea sunt făcute de ei aici. Aici o să venim noi să mâncăm. Dar uite-te, bă, ce fain e. Uite, Elena, ia uite-te încolo. E rece apa? Nu? Și acum coborâm pe aici și mergem la plajă. Uite câte flori, uite ce flori frumoase pe aici. Caldă apa, chiar caldă apa. Opa! Opa așa, Drăgușelu! Sus! Sus, sus, pa așa, pa, pa! Bravo, Drăgușelu! Ăsta îți place, Elena, buiurdiu? Da, e foarte bun. Să-ți minte, buiurdi. Drăgușelu papă de toate, el nu comentează. Acum are dovlecei, uite ce murdar îi, de toate, de brânză, de pâine, de tzatziki, de dovlecei. Bravo. Oh, 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 ce avem aici? Thank you. Mamă. No, no, creveți bigger, sau cum le ziceați. Ia uite aici câți vrei. Mamă, și curățați. După masă primești și desert din partea casei. Mulțumim, foarte frumos. Cu plăcere, să vă fie de bine, să mai facem tripuri și în altă parte, îmi doresc. Suntem la Balkan Center, la prietenul nostru Hristo, împreună cu Drăgușic. Hristo, da. Calimera. Calimera. Drăgușelul e aici, e clientul numărul 1, da. Bravo, Drăgușelul, îl las aici la tine, ai grijă de el. Și astăzi, ea, din păcate, nu o să vorbească cu voi. De ce, da, Victorie? Nu o să vorbesc, nu pot. Nu simt bine, nu... Ești încă bolnăvioară. Da. Dar ești mai bine? Două săptămâni, da. Mai doar bine. Că n-ai voce. Da. Da. Avem acum duplicat. Duplicat? Ce? Dublor. Dublor. A, o să ai un dublor. Un suflor, dacă vrei, ca la teatru. Avem dublor, două. Da, și se vorbește...
fără mine. Fără tine să vorbim. Unde e Drăgușelul? Tot acolo la Hristo? Mergem într-un loc în care eu v-aș duce pe fiecare dintre voi, dacă ați veni în Paralia Caterinii. Și sper la anul să o fac din ce în ce mai des, cu cât mai mulți dintre voi. Dragii mei, episodul acesta este despre unde v-aș duce pe fiecare dintre voi dacă ați veni în Paralia Caterinii. Iar astăzi luăm doi urmăritori de-ai noștri și prieteni ai canalului nostru, oameni care vin în Paralia deja de vreo câțiva ani și sunt prieteni cu noi, ne urmăresc și ne susțin, iar astăzi îi luăm într-un short trip marca Un Călător. Locul unde v-aș duce pe fiecare dintre voi dacă ați ajunge în Paralia Caterinii. Și locul unde trebuie să mergi și tu dacă ajungi aici, în această zonă. Ei sunt prietenii noștri, urmăritori ai canalului nostru, Liviu și Elena. Bună. Să pregătesc să vină în short trip-ul organizat de Un Călător, fraților. I-am exact zis că asta trebuie să se întâmple mai des, să fac trip-uri cu urmăritorii care vin pe aici, prin Paralia. Și ei nu vin așa oricum cu noi, ei își au și tricourile cu Un Călător. Și după aia îi dăm drumul la locația unde v-am spus că trebuie să vă duc pe fiecare dintre voi dacă ajungeți în Paralia Caterinii. Astăzi mergem cu Liviu și cu Elena. Ești gata, Liviu? Ia să te văd. Ohoho! Un Călător Store. Bravo, bravo. Acum mergem să luăm pe Drăgușelul de la babysitter, de aici, de la Costa și Talia. Și mergem în locația perfectă. Unde e Drăgușelul? Drăgușelul e aici. Oh, Drăgușelul! Oh, băiatul! Mergem în excursie! Elena, gata? Te-ai pregătit pentru tripul Un Călător? Stai să ne aranjăm aici decorul, că uite, ni se strică aici decorul la magazin. Ești pregătită? Gata, ready! De unde sunteți voi? Alba Iulia. De la Alba Iulia? Și la Paralia de cât timp veniți? 4 ani. De 4 ani deja, în fiecare vară? Da. Mamă, și astăzi a venit timpul să facem un trip cu Un Călător. Să exact vă duc într-un loc în care i-aș duce pe toți oamenii care vin în Paralia Caterinii. Da. Super! Mergem să facem baie, să vedem o plajă super minunată și să mâncăm la o tavernă grecească. Foarte. Asta facem astăzi. Nerăbdător. Da, și tu vezi că tu trebuie să vorbești în locul lui Victoria, că Victoria nu poate să vorbească astăzi. Mergem. Victoria. Mergem. La ora 9 îl întoarcem. Îl aducem acasă. La noua lui casă aici. Haide, Drăgușelul. Mergem. Cum ajungem unde... Care e locația unde trebuie să ajungem, da? Imediat cum ești din Paralia Caterinii, în spatele nostru este Mediterranean Village. Ați fost, Elena, la Mediterranean Village aici? Ați ajuns până aici? Până la hotelul ăsta de 5 stele? Am ajuns, dar nu am intrat. Dar ați mers până aici, da? Da, da. Dar ați văzut toate beachbarurile alea, drumul drept, trarara, și ajunge aici la Mediterranean Village. Și după Mediterranean Village, mergi tot în față și la 3 km există un alt sat, o altă stațiune, dar mult mai mică decât Paralia Caterinii, care se cheamă Corinos. Wow! Da, și de acolo, de la Corinos, noi mergem tot în față, încă 20 de kilometri. Oh. Și ajungem la satul cu rulote. Acolo unde oamenii merg și își închiriază câte o rulotă din aia și stau câte 3-4 luni pe vară. Sunt peste 150 de rulote. Și alt lucru interesant acolo este plaja. E așa privată și înconjurată numai de munți. Și super fain. Acolo mergem noi astăzi. Acum, uite, suntem la semafor, Liviu. Am ajuns la semafor. De la semafor mergem tot în față. Vezi acolo unde scrie Thessaloniki și după aia mai jos scrie Makrigelos. Spre Makrigelos mergem noi acum. Drăgușelul, ce face, bibușca? Stă acolo cu minte? Bravo, bravo. Ne continuăm tripul. Suntem la jumătatea drumului acum. Ai văzut ce fain e aici? Portul. Wow. Asta este, să-ți explic. Aici este portul de la Alicheș. Wow. Aici sunt cele mai mari ferme de midii din Grecia, de scoici. Aici astea, toate bărcile astea sunt pentru cules scoici, midii. Și aici în fiecare zi se aduc de acolo din larg și te vezi acolo cu alb. Da. Ăla e Salonicu. Wow, ce fain. Da. Vezi ce frumos e aici, aici numai midi, 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 aici sunt foarte midi, vestiți midi pentru midi, midile sunt afrodisiace, bă, Liviu, ai grijă, să mănâncă la greu. Drăgușicu, Drăgușelul, Drăgușelul, continuăm excursia mai departe, da? Elena, uite, bă, am ajuns la ceva
La o gradă, la unul, în curte, uite-te, astea așa cresc rodile. Ai văzut vreodată cum cresc rodile? Niciodată în viața mea. Serios? Sau rodi, Elena, Elena, rodi. Ai văzut vreodată cum cresc rodile? No. Da, frate, încă nu-s gata, astea noiembrie sunt gata rodile. Foarte maru. Ia ce fain. Dar nu știu ce e asta. Ăsta știi ce e? No. Ce-s astea, fraților? Să ne spună cineva. Liviu, tu știi ce-s astea? În sapă. Nu știu, frate. Seamănă, zici, că ar fi nuci. Dar nu-s nuci. Nu? Interesant. Ca și astea aici ce sunt? Astea aici ce sunt? Măsline? Astea sunt măsline așa mari? Sau corcodușe? Corcodușe? Ce zici că sunt? Măsline. Dacă-s măsline super amare? Nu-s măsline. Nu-s măsline? Nu-s măsline astea, cum să fie măsline? Nu. No. Ceva fructe. Mhm. Something sweet. Mam. Vedeți, bă? Really good. Foarte bune. Faine, nu? Am văzut deci cum cresc rodile, cum crește chestia asta și chestia aia. Chestia asta nu știu ce e. Și copacul ăla oare ce-o fi? Că și el are fructe. A, uite, ăștia-s măslinii. Ăștia-s măslinii de aici. Ăsta e un măslin. Vezi? Ăsta e... Uite măslinele. Le vezi? Cum cresc măslinele. Ia uite, foarte frumos. Interesant. Și foarte interesant. Bravo. Măslinuțe. Gata, acum ne continuăm discuția noastră. Ta-la-la-la-la! Ne așteaptă Victoria cu drăgușică în mașină. Elena! Gata! Haide că ești frumoasă și cu ochelari și fără ochelari. Oh, iată și acum îți arăt cum cresc kiwi. Wow. Vezi, asta zici că e de asta struguri. Mm. Ia uite câte îs și cred că și încă nu-s bune. Oh. Uite, vezi? Pe uite, live! Dar uite câte sunt. Foarte multe. Putem să furăm vreo... Dar nu-s bune încă. Nu-s bune, te peste vreo lună. Astea sunt ca și rodile. Wow. În noiembrie să fac, octombrie, noiembrie. Foarte, foarte, foarte multe. Vezi? Da. Wow. Voi ați văzut cum cresc kiwi? Nu, niciodată. Niciodată. Foarte frumoase. Interesant, foarte dar vezi că îi zici că struguri. Dacă, exact. dacă nu oprești mașina, crezi că e viță de vie, dar nu-i. Ca o viță de vie arată din stradă. Foarte fain. Elena, fii atent aici, că aici este una dintre cele mai frumoase priveliști care o să le vezi astăzi. Drăgușelul, lasă-mă un pic, că eu vorbesc acum. Fii atent aici cum se vede aici, Liviu, tu filmezi, da? Wow, că ajungem acum. Se vede Marea. Da, până să ajungem la locul nostru, trebuie să trecem prin satul ăsta. Fii atent aici. Wow. Wow. Ce frumos, uite, drăgușit. Fii atent aici ce plajă au ăștia aici, să vezi ce frumos e. Fii atent, Liviu. Uite ce frumos. Da, tu ce trebuie interesant. Să stai acolo, să nu tremurăm mâna așa ca să vadă oamenii. Ce frumos o să fie. Fii atent și noi acum o să mergem uite sus pe muntele ăla. Fii atent aici, ia ce uite, frumos. Acolo sus o să mergem, ca să vă arăt ce fain să văd stâncile alea de sus, de acolo. Da, ia uite oameni. Și mergem să vă arăt, Liviu, și casa care aș cumpăra eu dacă aș avea niște bani. Da. Niște mulți bani. Dar uite, îți place aici stațiunea asta? E frumoasă, nu? Cu munte, cu mare. Casa pe care aș vrea să o cumpăr eu. Dacă aș avea bani și dacă mi-ar vinde cineva. Ia uite ce terasă ai aici. Și de pe terasa asta. Uite bă, vezi, asta e casa care mi-aș vrea să o cumpăr eu. Da, vezi. Uite cu terasa asta aici. Ia uite ce fain e. Wow. Uite, de aia de acolo, îți place casa? De pe dealul ăla de acolo. Ești reporter sau nu ești reporter? Da. Uite, că nu ești reporter bine. Nu vezi? Să fii reporter bine. Păi, o să dea dacă nu... Acum ești reporter bine. Ok, perfect. Ia uite ce faine sunt munții acolo, ha? Wow. E frumos aici, să vezi cum se vede asfințitul aici. Haide, drăgușelu! Haide! Elena, uite-te, bă, ăsta e macrighealos. Uite ce frumos se tuc. Foarte fain. Se vede frumos. Drăgușicu. Da, așa. Așa se vede fain. Gata, fraților, asta e o nouă oprire și acum imediat ajungem la destinația noastră, wow, care se cheamă Sfântul Ioan.
La revedere! La revedere! Unde scrie Hotel Camping a Yannis. Este Atorio Balcon Yannis. Tolo Tocrono. Deci are... Drăgușelul, ce faci, bă? Are balcon... nu balcon, are restaurant cu balcon. Adică cu vedere asupra mării și plajei. Acolo mergem noi. Drăgușelul, pentru prima dată și pentru Drăgușelul și pentru voi. Deci, când ai ajuns la tabela asta după Macrielos, faci dreapta. Am plecat, Liviu, tu ești cameraman, da? Bravo! Da! Mm-hmm. Foarte fain! Și ăsta aici e bumbac, ăsta alb. Da? Ăsta, da. Tricourile noastre de la tricourile un călător sunt de bumbac. De aici, dar să știi că de aici, din aproape de Salonic, e fabrica aia unde, de unde iau tricourile. S-ar putea să fie o bucată și de pe aici. Și acum, asta este intrarea în camping. Uite cum stau cu corturi, cu din astea. Haideți! Fii atent, uite-te aici, vezi? Uh-huh. Uite cum au... Uite, bar, bărci! Da, uite, numai din astea, rulote, ia uite. Trebuie să deschidem un pic geamul. Uh-huh. Fii atent, Liviu, tu filmezi toate astea, da? Uite-te ce fain e. Și aici vine și stă lumea ani de, luni de zile. Uite, și pe o parte și pe alta, numai rulote din astea. Vezi? Uite. Îți încheie zona din asta. Stai aici, frate. A, uite, ia televizor. Ia uite, da. Da. Da, dragușa. Vezi câte sunt? Super tare. Îți place, bă? Super tare, ideea și... Ia uite, ia uite. Uite, cu de toate aici. Drăgușică? Tu vezi, Elena, cum și-au făcut oamenii aici. Ia uite, și aici și piscină. Wow. Uite aici, piscine, oh, frumos. Uite ce fain, bă, dar ce mare e. Da, ia uite. Bravo lor, da. Alo, alo, drăgușa? Alo, alo, Lucia? Ia uite, hai să o luăm și pe aici. Și pe aici, pe sus, să dăm o tură așa și după aia parcă. Ia uite, vezi ce faine sunt făcute, bă, Liviu. Stai aici cât vrei tu, frate. Prețuri bune. Prețuri bune. Da, uite, cortuleți. Yeah. A little bit different. Vezi cortulețele. Wow! Ce frumos! Here and toilets and showers. Well, uite aici, ai baie. Și dușuri. Dușuri. Ce fain. Restaurant and one supermarket. Uite. Pac, tot ce vrei tu, poți să-ți faci duș. A, poți, da, 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 poți faci de fain. Toate. Duș, uite, ai și un mic supermarket din asta de poștă. Ia, uite, da. Da, nu pot să cred ce pot să fac. Da, drăgușicu. Vezi ce fain. Ce faci, bă? Ia, uite, drăgușelul frumușelul, la plimbare. Drăgușelul a ajuns la campingul de la Agio Yannis. Wow, ce frumos! Și ia, da, dar acum încă n-ați văzut tot, mergem să vedem plaja cum arată. Opa, unde plaja e cel mai faină. Drăgușică e cel mai curios, opa. Liviu, ți-ai luat țigări, bă? Da, noile Carpați de Grecia. Ce țigări ți-ai luat? Grecia antică. Carelia, bă? Carelia, da. Ăștia sunt mărășești, bă, de la România, bă. Știi, cea mai veche firmă de țigări. Grecești. Ia să vedem. Ohoho! Mărășești. Hai să și încercăm. Snagov. Îți place, bă, ai venit să stai pe aici vreo 2-3 luni? Da. Într-o rulotă din asta. Da, aș încerca. Dar știi că aici poți să vii să stai tot timpul anului și iarna. E deschis. Se poate și asta? Da, deschis tot timpul anului. Niște țigări naturale, parcă, bă. A, cum sunt țigările? Foarte bune, pe bune. Da. Stari. Mm-hmm. Da. Ia uite ce au ăștia aici, bă, Liviu. Uite ce fain e făcută asta, de exemplu, căsuța asta. Uite pe copac acolo. Foarte vezi? Frumos, interesant. Da. Cortul ăsta o să fie pentru totdeauna aici. Uite ce fain e făcută. Astea sunt toate făcute de ei aici. Când au ce face. E fain. Și acum mergem la piscine și să vedem marea. Acum... mergem într-adevăr pentru să vedem locul pentru care am venit până aici. Restaurantul și plaja. Cele mai importante două locuri pentru care am venit aici. Drăgușel este deja la piscină. E drăgușelul. Da, s-o să strimi. Ce faci, bă? Ce faci, bă, acolo, bă? Îți place? Hă? Îți place? Hă? Uite aici, e ca un fel de
din astea terapeutic. Vezi? Jacuzzi. Da, vă, îți place, vă? Ha? Îți place. Îți place. Ui, ce fain e aici, vii, te relaxezi, stai frumos. Dar hai să vedem priveliștea de aici, de sus. Uite, bă, hai să vezi plaja, bă, Liviu. Da. E doar o bucățică mică privată, după aia e înconjurată de munți. Ia uite. Ia uite, doar acolo. Uite, cineva și-a pus cortul chiar pe mare. Da. Foarte frumos. Poți să stai acolo. Deci nu pot să cred ce priveliște. Așa zici că nu mai ești în paralie. Sincer, nu? Parcă zici că ai schimbat tot. Țara. Sunt locuri care n-am fost foarte... Și aproape. Dacă nu ne opream și veneam direct, ajungeam repede. Și acum coborâm jos acolo. Mergem jos. Haide. Și acum coborâm pe aici și mergem la plajă. Uite câte flori, uite ce flori frumoase pe aici. Uite, de jos se vede și mai fain. Și așa am ajuns noi la satul Curulote și la Sfântul Ioanis. Una dintre cele mai interesante plaje pe care trebuie să le vezi dacă ajungi în zona paraliei Caterinii. O tavernă și un loc pe care eu ți-l recomand să ajungi la el. E rece apa? Nu? E bună. Oh, s-a băgat ăsta, bă. Opa. Bravo, bă, Liviu, bă. Hop. Hop. Drăgușelu! Oh, oh, ce s-o murdări, drăgușelu! Opa, ușurel! Haide, drăgușelu! Haide! 1, 2, 3... Haide, că poți! Haide! Haide! Hai la mami! Opa, nu-i problemă! Opa, așa! Sus, bravo! No, hai! Apa! Aaa, îi place la apă! Zici că e roboțel. Roboțelu. 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 Ei, 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 ei. Păi ce e asta? Mergem să mâncăm cu drăgușelul. Drăgușelul. Uite ce frumos e. Gata, mergem sus acolo să mâncăm acum. Aici pe... Ce copilaș, ia uite, vezi? Da, haide. La apă, nu cred că ne lasă mami, ne bate. Nu-i voie, vezi, drăgușelul. Gata, Liviu, mergem. Nu-i voie, nu? Drăgușicu, ce e? Aici, bibușca, aici. Bravo, drăgușelu! Ia uite ce frumos ești acum, vezi, drăgușicu? Așa. Opa, cea! Gata! L-am luat pe drăgușic și urcăm sus înapoi. Aici suntem noi. Ohoho! Ia uite ce priveliște avem, bibușca! Vezi, bă, ce priveliște avem? Da. Am
după apă. Acum după excursia short trip-ul un călător, acum am venit la taverna asta și acum o să le arăt lui Liviu și lui Elena cum se mănâncă grecește. Grecește se mănâncă toți la un loc. Adică fiecare nu și ia fiecare porția lui și mănâncă acolo separat, se mănâncă toată lumea la un loc, din fiecare câte un pic. Da, wow, ia uite unde sunteți. Ohoho, ce frumos. A început să vină mâncarea și prima dată pâine prăjită. După aia avem aici buiurdii Victoria. Brânză de feta cu cașcaval, roșii, ardei și ulei la cuptor. Salată grecească și scubrie. Mamă, și-a venit și scaunelul pentru Drăgușic. Mă gândeam să-l punem acolo, Bibușca. Aici? Acolo. Bravo. Haide, băiatul. Uite că e caldă pe deasupra. Posibil, da. Mai e unul? Bravo, drăgușelu! Wow! Ăsta-ți place, Elena, buiurdiu? Da, e foarte bun. Să ții minte, buiurdi. E tradițional grecesc. Foarte bun. Și scumbrie. Și astea sunt niște aperitive, practic. Care nu trebuie să lipsească de pe o masă grecească. Bun, pe și la așa cum? Zici că e Mike Tyson lovit tot la ochi. McGregor, din aia. Da. McGregor, a? De acolo, de la voi. Și voi, de fapt, sunteți de la Alba Iulia, dar stați în Dublin, a? Da. De cât timp? De 5 ani. Mamă, de 5 ani la Dublin. Și de 4 ani venim în Paralia. Și de 4 ani la Paralia. Aproape la fel. Poți să zici că și Dublin e a doua ta acasă și Paralia. Da. Și avem și un cățel. Normal, ca în Grecia, care nu mâncă pâine, bineînțeles că e grec. Uai, stai că acum vine meniurile principale. A, da. Da, s-a fost doar așa de intrare, ca să ne potolim un pic foame. Fii atent ce avem aici. Haide, drăgușelu. Avem midi. Avem sardine. Wow. Ce sardine le face faină? Avem dovlecei. Zucchini cu zucchini, nu? Wow. Asta e foarte fain arată. E principal, e cartofi prăjiți. Chips. Oh. Și calamari. Wow. Păi... Da. Nu știu, ce numai aici? Lasă că ne descurcăm. Deci dovlecei neapărat. Sardine, că e pește la grătar. Midi, că sunt afrodisiace. Calamari, pentru că sunt calamari. Și cartofi prăjiți, nelipsiți. Opa. Într-un loc special. Drăgușelul papă de toate, el nu comentează. Acum are dovlecei, uite ce murdar e, de toate, de brânză, de pâine, de tzatziki, de dovlecei. Bravo. Drăgușelul, ia. Am văzut cum se strâmbă, da. Ia să vedem. Haide. Încerci? Așa. Așa. Cum îi lămâi aia. Papă. Papă tu. Papă tu. Așa. Nu mai trebuie să te țicu. Aproape am terminat, dar încă nu ne-am săturat. Și ne-am mai luat o scubrie. Ohoho, încă o scubrie. Că e bună asta. Și acum vine farfuria specială, ultima farfurie. De când am mâncat tot, frate, mamă. Păi chiar scurioasă. Ne mutăm la altă masă. Ohoho, ce avem aici? Mamă. No, creveți, bigger, ia uite aici cât vrei. Mamă, și curățați. Bine, sunt și curățați. Nu sunt curățați. Dar cum arată. Arată bine, a? Și cu asta se încheie masa noastră grecească. Dragoșul de-abia așteaptă să papă. E bine, Elena? E foarte bine. E foarte bine. Am terminat de mâncat și bineînțeles că la fel ca peste tot pe unde mergem în Grecia, după masă primești și desert din partea casei. Și noi am plătit
noi am primit înghețate și ne-a venit și nota de plată și pentru tot ce am mâncat aici am plătit 90 de euro. E bine 90 de euro, nu? E bine. Gata, fraților. Am mâncat, am băut, am mers la plajă, le-am luat eu. Așa, iau rucsacul lui Victoria. La revedere, loc frumos. Uite ce frumos se vede acum că vine Sfințitul, a? Mamă, ce fain e. Bibușca, mergem. Aici alebaș. Haide, drăgușelul, gata, am plecat. Nu știu cum le Călătoria cu un călător se încheie aici, fraților. Un călător. Și mâine și la anul cu un nou episod. Fraților, aici se încheie excursia noastră short trip. Un călător împreună cu Liviu și Elena. Mulțumim, foarte frumos. Cu plăcere, să vă fie de bine, să mai facem tripuri și în altă parte, îmi doresc, și da, cu voi și cu alții care mai vin pe aici. Fraților, dacă ți-a plăcut acest video, nu uitați să lași un like și un subscribe. Iar dacă nu apeși clopoțelul de notificări, n-o să primești notificațiile. Nu vei fi anunțat când postăm un nou video. Și la magazin pentru tricou, foarte frumos. E un călător store, un călător store. Noi ne vedem săptămâna viitoare. Până atunci, v-am pupat și pace. Pa, pa! Pa, pa! Pa, pa!